Că mai mișcă. Bă, zici că e trucaje. Stai să mă uit pe partea cealaltă. Trucaje, bă, trucaje. Ăla. Mișcă, mișcă. Ia oprește motorul. Și mișcă acum? Deci numai cu motorul pornit. Interesant, e opțiune. Ia mai mișcă. Trage puțin capota. În premieră națională și internațională vă prezentăm dedesubtul unei Dacia Duster fabricată în 2017. Așadar, avem puțină rugină pe brațe, pe capătul de planetară, pe scut, evident și pe cealaltă planetară, și ne continuăm călătoria spre în spate. Unde aici a fost lovită. Da, deci este normal să fie ruginită, pentru că, ia uite, vedeți? Se ia stratul de insonorizant cu care mașina e dată pe dedesubt. Aici, însă, avem pragurile. Și aici nu prea mai pare lovită. Mașina are vreo 150.000, cred că, pe bord. Și doar 3 ani. Ne mutăm spre în spate. Din nou, rugină pe axul cardanic, pe planetarele spate, pe fuzete, pe partea de caroserie nu. Evident, și pe partea, pe rata cealaltă este același lucru. Asta este pragul din dreapta, care arată mai bine decât cel din stânga. Da. Acum nu știi niciodată prin ce a trecut mașina, dar totuși, la 3 ani, parcă trebuia să aibă mai puține urme de coroziune. Dar de... Așa, aici este acea celebră perlă a invenției cercetătorilor români care lucrează pentru Crick. Uitați-vă unde este amplasat EGR-ul acestei mașini, care se vrea o mașină de teren. În cam cel mai de jos punct al ei, pentru că, cum vedeți aici, dacă a fost lovită de ceva în timp ce a fost exploatată pe teren, e foarte ușor să lovești cine EGR. Da, dar există un grup de talibani care au brevetat un scut special pentru această piesă a mașinii. Ceea ce n-a făcut Dacia și nici Cricu și nici nimeni, au făcut talibanii. Scut! Of. Suntem la puntea spate, unde avem ansamblul arc-amortizor. Evident, partea de jos a arcului este înfășurată în acest furtun de fabrică. La fel cum avea și, cum făcea taică-mea, săracul, la vechea noastră Dacia 1300, undeva în 1985. Dar nu contează că au trecut atâția ani. Tehnologia s-a păstrat. Asta cu tamburii de frână eu dedic domnului Păun. Domnul Păun, nu mai fi supărat. Așa rugină n-am văzut nici la o mașină de cel puțin 15 ani. Dar de...
toba finală nu e mare lucru. Iar aici, jugul spate, pe nou. Rugina acceptabilă pentru o mașină de 3 ani. Suntem la pasajul roții dreapta față, unde vedem același tip de furtun care protejează arcul, soluție 1300. Dar ceea ce nu înțeleg eu este de ce carenajul aripei vine atât de în spate față de aripa în sine. Adică prinderile astea ori s-a rupt, ori așa vine el. Nu-mi dau seama care e explicația. Bine, că nu are o parte din prinderi. Ia să mă mut și pe partea cealaltă. Evident, tehnologia furtunului este la locul ei. Da, și aici avem aceeași chestie. Carenajul este mult în spatele aripii. Bine, aici e puțină coroziune, că așa se întâmplă la mașini de-astea de au ani puțin. Aici, de exemplu, este la îmbinarea aripii stânga față cu pragul din plastic și se vede clar. De-a lungul pragului vopseaua sare pe aici, pe acolo. Ia să ne ducem și la aripile din spate. M-am mutat pe partea dreaptă, la îmbinarea aripii dreapta față cu plasticul pragului. Aici văd că vopseaua nu e sărită. Da, avem aici pe ușă niște semne elocvente ale coroziunii. În continuarea programului, am manevrat mașina puțin pe loc și am constatat următoarele lucruri. Bine, asta e chiar vreo flanșă ruptă. Ne-am întors la partea de caroserie și am deschis ușile. Așa se face, că să zicem vrei să-ți cumpere o mașină. O mașină de doar 3 ani. I-am deschis și cealaltă ușă, de pe partea dreaptă. Și lucrurile stau foarte, foarte bine pe partea de rugină. Aproape că nu-mi vine să cred că mașina asta are 3 ani și 150.000 de kilometri. Evident, punctele astea de rugină care le avem în portbagaj, în zona triplei dreapta, sunt standard. Astea fiind spuse, așteptăm la test noile modele ale producătorului de la Mioveni, cât mai repede posibil să nu apară rugină.